Există forme în care oamenii încearcă să ducă o viață de asceză și una dintre aceste forme este cea luată sub forma mănăstirilor, a oamenilor care se călugăresc. Am citit că, la un moment dat, într-o mănăstire în care se practica jurământul tăcerii, adică există mănăstiri în care oamenii nu vorbesc. Vorbesc mai mult prin semne, dar au legământul tăcerii și sunt oameni care, ani de zile, nu vorbesc niciun cuvânt. Am citit că într-o astfel de mănăstire în care se practica legământul tăcerii, toți călugării care erau acolo nu aveau voie să rostească decât două cuvinte pe an. Atât. Două cuvinte pe an, la sfârșitul anului, da, veneau la stareți și aveau dreptul să spună două cuvinte. La un moment dat, un novice a intrat într-o astfel de mănăstire în care se practica încă o dată specific legământul tăcerii. A intrat în primului an. Și cu chiu cuva a reușit să ducă anul ăla să nu vorbească nimic. Iar la final, în ultima zi anului, a venit la starețul acelei mănăstiri și a avut dreptul să spună două cuvinte. Și starețul i-a spus rosteștele. Și călugărul nostru, novice, după primul an de zile petrecut la mănăstire, a zis următoarele minunate două cuvinte. Pat tare! Ok, de acum mai taci un an de zile. Imaginați-vă că omul ăsta uh, a mai trecut un an, da? Și după al doilea an petrecut, i-a venit în sfârșit rândul în ultima zi anului în fața starețului să rostească două cuvinte. Și cele două minunate cuvinte pe care le-a rostit după al doilea an petrecut în legământul tăcerii a fost mâncare proastă. Starețul da din cap, ok, du-te mai departe și taci după al treilea an în care a tăcut, a venit ultima zi în care în fața starețului a trebuit să rostească două cuvinte, doar două cuvinte. Și cuvintele lui au fost, eu plec. Și se spune că starețul a dat aprobator din cap și a zis, mă, tu chiar trebuie să pleci și nu-i nicio mirare, că nu faci nimic altceva decât să te plângi toată ziua doar două cuvinte. Oameni buni, asta să vă gândesc dacă ar fi nu un an de zile. Hai să fie o zi în care să nu mai rostești decât două cuvinte. Care ar fi alea? Două cuvinte. Doamne, nu se poate. Să simt pentecostal. A noi vorbirea îi darul cel mai important. Adevărul, dragii mei, este că în textele pe care le-am citit astăzi, în versetele pe care le-am citit din Eclesiastru, capitolul 5, veți, găsea, veți, putea să observați că există o frază care se repetă în mai multe versete. Ideea de vorbe multe. Vorbe multe. Multe cuvinte. Ei, asta spune, dragii mei, că din perspectiva Scripturii, din perspectiva Cuvântului Dumnezeu, e o problemă când Domnul vorbește prea mult. Și știu că mi-e greu să abordez subiectul ăsta pentru că am uh, slujba pe care o am. Eu mă pot scuza, dar uh, trebuie să recunosc că de foarte multe ori uh, uh, cuvintele mele n-au fost uh, neapărat strict cele necesare. Din punct de vedere, uitați-vă, folcloric, problema cuvintelor multe este abordată. Trăim în țara în care auzim sintagma vorba multă cei. Spuneți dumneavoastră, sărăcia omului. Românii sunt înțelepți. Mai că nu o împlinesc. Vorba multă sărăcia omului. De asemenea, aud de foarte multe ori expresia asta, vă zice, vorbești mult, prost și fără, și fără rost. Pentru că la nivel folcloric, dragii mei, noi intuim niște lucruri biblice, credeți-mă. Noi mai avem și Miorița. Și îmi spunea cineva la un moment dat, mă zic, cum e? Zice, ca Miorița, de trei zile încoace, gura nu-i mai tace. Da. Știți asta, de trei zile încoace gura, nu-ți mai taci. Pentru că recunoaștem în toate lucrurile acestea, spunând încă o dată, uitați-vă, la nivel folcloric, că sunt probleme în zona aceasta. Sau tot avem noi una, nu știu dacă a noastră, dar noi am făcut-o originală. Dacă tăceai, cum? Domne, filozof rămâneai. Adevărul este, dragii mei, că asta este în opoziție cu ceea ce Apostolul Pavel spune că se întâmpla la Atena. Când Pavel vizitează Atena în urmă cu 2000 de ani și ajunge pe Acropole, unde erau foarte mulți filozofi epicurieni și stoici, spune în fapte 17 cu 21 că toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât ce? Decât să spună sau să asculte ceva nou. Adică oamenii ăștia, dragii mei, toată ziua palavrageau. Cam asta se întâmplă. Acum, dar, mei, nu știu cât de greși suntem noi românii, dar și la noi există uh, uh, simptomul acesta. Vedeți, la nivel folcloric, noi recunoaștem că există o problemă cu prea multe cuvinte, vorbele prea multe. În termeni medical se numește logoree. Deci, dacă poate n-ai până acum de ce suferi, se numește logoree, Adică vorbești într-una, turui. Asta la, la, deci, folclorul ne spune, dragii mei, sintetizează că asta e o problemă. Acum, uitați-vă, sociologia spune că și aici e o problemă. Eu știu că v-am mai dat de multe statistici care ajută, pe unii îi încurajează, pe alții poate îi ofensează, dar nu ăsta este scopul. Din punct de vedere sociologic, dragii mei, în urma multor studii uh, uh, efectuate, uh, s-a ajuns la următoarea concluzie: că între bărbați și femei există o diferență de 13.000 de cuvinte în medie pe zi. Adică, femeile vorbesc mai mult cu 13.000 de cuvinte decât un bărbat. Nu știu dacă asta a fost neapărat ideea lui Pavel, femeia să tacă în biserică, nu știu dacă de aici a fost deducția lui, dar sunt fel convins, dragii mei, că există o explicație și vreau să vă ofer. Știți de ce o femeie vorbește mai mult decât un bărbat? Nu spune Dorel că nu trebuie să vă luați după mine în domeniul ăsta. Ascultați-mă care este cauza, e una medicală. Cauza aceasta pentru care o femeie vorbește mai mult în medie cu 13.000 de cuvinte decât un bărbat este, este generată de, pro, de o proteină din creier numită FOXP2. Deci tu n-ai înțeles nici acum ca bărbat după 20 de ani care e probleme. Omul e o proteină, tu înțelegi? Ea are o proteină în calitate de vreo 30% mai mare decât ca și tine ca bărbat, ce se numește FOXP2. Deci dacă trebuie să dai vina pe cineva, dă vina pe proteina FOXP2. Doi. Da. Acum. Dar apropo, să știți că recordul mondial în cadrul unui studiu sociologic a fost bătut nu de o femeie la numărul de cuvinte, ci de un bărbat. 47.000 de Mai există și excepții. Dar care confirmă regula. Psihologia, dragii mei, nu doar folclorul și sociologia, spun că aici e o problemă în zona cuvintelor multe. Psihologia susține lucrul acesta. Există un mare uh, uh, psiholog uh, al vremurilor noastre, John Gray, uh, și a zis în felul următor, una dintre cele mai importante diferențe dintre bărbați și femei constă în maniera în care se comportă în situație de stres. Vă citez. Bărbaților le este caracteristică închiderea în sine pentru a digera în singurătate problema și trăile legate de ea, pe când femeile pur și simplu debordează de emoții. În asemenea, clipe, bărbaților le, le trebuie cu totul alte lucruri decât le trebuie femeilor pentru a-și reveni. Uitați-vă unde e ideea. Bărbatul, și acum femeile trebuie să înțeleagă, și de asemenea bărbații trebuie să înțeleagă surorile. Bărbatul simte ușurare când se apucă de rezolvarea problemei. Pe când femeia simte o ușurare și o plăcere atunci când vorbește despre problemă. Și asta e diferența, dragii mei, structurală dintre bărbați și femei. Teologia, pe de altă parte, pentru că din perspectiva asta vreau să vorbim astăzi, dragii mei, ne spune următorul aspect. Că noi, ca și oameni, am fost creați după chipul și asemănarea cui? Lui Dumnezeu. Și noi vedem încă din cartea Genezei, din capitolul 1, că Dumnezeu ce face? Vorbește. Dumnezeu vorbește. Să fie lumină, să fie uh, pământ, să fie mare, să fie uh, aștri, să fie, să fie. Dumnezeu vorbește. Și Dumnezeu creează. Ori, dragii mei, noi, pentru că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, vedeți, dumneavoastră, avem aceste trăsături în noi, aceste caracteristici imprimate în viața noastră și noi, având chipul lui Dumnezeu, noi avem abilitatea de a comunica, de a vorbi. Problema este însă, dragii mei, că de foarte multe ori. Uh, avem mari probleme, știți de ce? Pentru că vorbim prea mult. Despre asta vreau să predic în această, în această dimineață și o să fie o predică lungă, pentru că vorbim despre vorbe multe. Da. O să vorbim despre păcatul vorbelor multe. Nu v-ați gândit, probabil, prea des sau, haideți să fim onești, dacă e să, să fim onești cu noi înșine, când ne-am gândit oare ultima dată că, bă, a vorbi prea mult e un păcat. Și dacă vezi subtitlul acestui mesaj este Nu lăsa gura să te bage în păcat, pentru că inspirată tocmai din Eclesiastru capitolul 5. Păcatul, vorbelor multe sau nu lăsa gura să te bage în păcat. Acum, dragii mei, știu că există două categorii de oameni. Există oameni extrovertiți și există oameni introvertiți. Mai mare problemă au oamenii care sunt extrovertiți cu subiectul ăsta, dar să știți că nu e doar exclusiv lor dedicat. Păcatul vorbelor multe. Și, dragii mei, ca să înfruntăm acest păcat, pentru că, dacă nu mă credeți, vă rog să vă uitați în Cuvântul lui Dumnezeu, în, în, în Sfânta Scriptură, la următoarea referință biblică, Proverbe 10 cu 19. Vă rog să ascultați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu aici. Proverbe 10 cu 19. Cine vorbește mult, cine vorbește mult, nu se poate să nu păcătuiască. Cine vorbește mult, spune Cuvântul lui Dumnezeu, prin înțeleptul Solomon, este imposibil, adică nu-i cu putință să nu păcătuiască. Dar cel ce știe buzele este un om chipzuit. Adică uitați-vă cauza și uitați-vă efectul. Și, dragii mei, primul, primul lucru pe care vreau să-l subliniez în a, în a înfrunta și în a-ți. A rezolva problema aceasta, vorbelor prea multe, a păcatului vor, vorbelor fără rost, dacă vreți, este că trebuie să fim atenți la cantitatea vorbelor tale. Trebuie să fiu atent la cantitatea vorbelor mele. Un, o, 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 o primă zonă în care trebuie să mă focusez pentru a rezolva problema asta, care nu e doar o problemă, ci și un păcat, pentru că tocmai am citat că în Proverbe 10 cu 19 spune Cuvântul Lui Dumnezeu, cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască. Și atunci, dragii mei, eu trebuie să mă focusez și trebuie să fiu atent la cantitatea vorbelor mele. Adică, dragii mei, să încep să-mi chipzuiesc cuvintele, să încep să mă controlez, să mă cenzurez, să nu mai turu într-una. Pe... Adică, gândiți-vă, domne, Ana are mere, de ce trebuie să fac un poem, nu știu, de ce trebuie să fac după aia un roman cât război și pace de tosto? E simplu, e o nunț, e o frază. De ce trebuie să adăugăm foarte multe epitete și metafore? Domne, trebuie să fii concret. Trebuie să fii la obiect. În Eclesiastul dragii mei, uitați-vă, capitolul 5, versetul 2 spune aici: Vorbe multe. În versetul 3, mulțimea cuvintelor. În versetul 7, mulțimea vorbelor. Și uitați-vă, dragii mei, cum cantitatea este asociată cu aproape, ascultați-mă, ceva uh, imposibil de a nu păcătui. Și de aceea prima zonă în care trebuie să fim foarte atenți dacă vrem să înfruntăm și să confruntăm acest păcat, dragii mei, eu trebuie să fiu foarte atent la cantitatea vorbelor mele. Ajută-ne bunul Dumnezeu, dragii mei, să ne cântărim vorbele, să le măsurăm. Pentru că, dragii mei, excesul de cuvinte, excesul de vorbire, Biblia spune că dacă vorbesc prea mult, păcătuiesc. Și dau prilej păcatului să vină în viața mea. Nu o să fie o predică clasică cu patru sau trei puncte, o să fie uh, niște enunțuri, mai multe enunțuri, dar vreau să fim cât se poate de concret, dragii mei. Mai apoi, al doilea lucru pe care vreau să subliniez. Am spus, trebuie să fii atent la cantitatea vorbelor tale. Doi, ca să înfrunți acest păcat al vorbelor multe, cu alte cuvinte, să nu lași gura să te bagi în păcat, trebuie să fii atent la contextul în care vorbești. Trebuie să fii atent la contextul în care le vorbești. Trebuie să fii atent în ce fel de context ești atunci când vorbești. Pentru că, dragii mei, nu-i totul în ascultație, mă să fim undeva în living la cineva, la o șuietă, la o discuție, la o, la o părtășie, și cu totul și cu totul altceva să fie aici, în casa lui Dumnezeu. Și să vorbești. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, în Eclesiastul capitolul 5 cu versetul 1, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Oare noi conștientizăm, dragii mei, că ceea ce spunem, le spunem unde? În casa lui Dumnezeu. Oare realizezi că ceea ce tu rostești, că ceea ce tu rostești prin cântare, că ceea ce tu rostești prin predicare, chiar prin închinare, prin rugăciune, tu rostești în casa lui Dumnezeu. Unde suntem? Nu suntem acasă la noi? Nu suntem la o terasă pe centru? Ce suntem în casa lui Dumnezeu? de eu trebuie să fiu foarte atent, dragii mei, să fac distinția în cadrul în care mă găsesc când vorbesc anumite lucruri. Mai mult de atât, spune în versetul 2, de ce? Nu te grăbi să deschizi gura și să nu zrostească inima cuvinte pripite înaintea cui? Pentru că ești în casa lui Dumnezeu, tu stai de vorbă cu Dumnezeu. Și de aceea noi trebuie să înțelegem foarte clar, dar mei, că atunci când suntem la închinare, atunci când stau două ori în prezența lui Dumnezeu, trebuie să fiu foarte atent, pentru că eu stau în casa lui Dumnezeu și vorbesc în prezența lui Dumnezeu. Și contextul e foarte important. Trebuie să faci distinție, că aici e biserică. Aici nu e un club, dragii mei, de de, 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 bârfă. Aici, dragii mei, aici nu, -i, nu e un mall în care mie să fac shopping. Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este prezent Dumnezeu. Aici este onorat Dumnezeu. Aici este slăvit Dumnezeu. Aici, dragii mei, nu e loc de discuții nepotrivite. Aici nu este loc, dragii mei, de, de discuții care nu-L onorează pe Dumnezeu. Aici este vorba despre Dumnezeu, pentru că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Oare realizăm că atunci când intri în prezența Domnului trebuie să te deconectezi de la spațiul mondan, lumesc și că intri în prezența sacrului? Aici e Dumnezeu. Șocul pe care îl are Isaia în capitolul 6 când spune în anul morții împăratului Ozia l-am văzut pe Domnul știrilor și m-am cutremurat, era în templu, dar l-a văzut pe Dumnezeu. Își dă seama că în prezența lui Dumnezeu, de aceea trebuie să ții cont la contextul, ai grijă ce vorbești, ai grijă ce rostești, ai grijă ce cânți, ai grijă ce ți-asumi. Ai grijă ce angajamente ți aici. Pentru că nu le rostești, ascultă-mă undeva la o terasă, ci le în prezența lui Dumnezeu. Unde este Dumnezeu? Pentru că spune, Dumnezeu este în cer, iar tu ești pe pământ. Ori biserica este un avampost al împărăției lui Dumnezeu. Ești în prezența, ești în proximitatea lui Dumnezeu. Tu înțelegi că ești în cadrul prezenței lui Dumnezeu. Aici se manifestă Dumnezeu. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Oștirilor. de -aia ai mare grijă. Nu doar la cantitatea vorbelor tale, pentru că e un prilej de păcătuire. Vorbele multe, cantitatea asta poate să te facă să păcătuiești. Există o cauzalitate între cantitate și, și ceea ce faci și ceea ce spui, care poate să aibă a, 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 dimensiunea asta a păcatului, dar mai apoi trebuie să fii atent la contextul în care vorbești. Trei. Trebuie să fii atent la conținutul vorbelor tale. Dacă vrei să înfrunți și să confrunți păcatul ăsta și să fie liberat de păcatul vorbelor multe, palavrageală, logoree, uh, flecării, cum le numește Pavel la un moment dat, în traducerea lui Colnirescu, dacă vrei să scapi, de că, pentru că e un păcat, este un păcat. Biblia ne spune, dar mei, și ne avertizează și ne conduce spre ideea aceasta, mai apoi uitați-vă că trebuie să fii atent la conținutul vorbelor tale. Eclesiastul 5 cu 2, să nu-ți rostească inima cuvinte, cum? Pripite. Înainte lui Dumnezeu. Cuvinte pripite înainte lui Dumnezeu. Ți-ai analizat conținutul rugăciunii dimineața asta? Ai fost atent la ceea ce ai rostit aici? Am fost atenți la strofa pe care am cântat-o? La afirmația, la proclamația? Oare suntem atenți la conținutul? Știți, nu, numai că nu ne măsurăm cantitatea și nu ținem cont de contextul în care rostim, dar de foarte multe ori nu ținem cont de conținutul vorbelor noastre. Credeți, dragii mei, că dacă umplem uneori jumate de oră în închinare sau în rugăciune și turuim și dăm acolo capul un CD de la stricat vechi, credeți că uh, eu e un act de înțelepciune? un act de responsabilitate mare înaintea Domnului. Ai grijă ce spui pentru că ești în prezența Domnului. Trebuie să, nu doar în biserică, să fie clar și în afară. Trebuie să fim atenți la conținutul vorbelor noastre. Apropo de asta, am, cred că v-am zis în biserică, la un moment dat, la un moment dat, un, un pastor a făcut un anunț, vreau să extindă biserica, să o renoveze, să o mărească, în fine. Și au zis, fraților, uitați care e treaba. Eu știu că Domnul ne poartă de grijă, dar trebuie să punem și noi mâna. Și au zis, în mod concret fac un apel la toți membrii bisericii să contribuie cu ceva la procesul de renovare. Și au zis, uite cum facem, facem ceva tipic. Să iasă prietenii, cântăm o cântare cu corul, rămân membrii bisericii pe loc. Și au rămas membrii bisericii pe loc. Și au zis, frate, uitați care e treaba. Vreau fiecare dintre dumneavoastră, fratele secretar o să noteze, fiecare dintre dumneavoastră, vă rog să ne spuneți cât veți contribui, cu ce veți contribui, pentru că vrem să știm. Biblia spune că dacă faci un turn, ce trebuie să faci? Să faci o socoteală înainte. Deci, pe principiu scriptural, oameni buni, vreau să știm cu ce plecăm la drum. Deci, nu pe vorbe, pe fapte. Și au început cu sora. Cât so? păi eu, frate, dau 100 de lei. Bun, tu și pe fiecare. Eu dau, zice, Bă, eu dau balastul, eu dau cimentul, fiecare, mă rog. Și la un moment dat, au sunat zgârcitul, există și din ăștia, zgârcitul bisericii. Toată lumea știa. Dar acum l-a prins la colț, nu putut fugi. Și au zis, frate, tu ce dai? S-a ridicat omul ăsta în picioare, s-a uitat la nevastă prima dată, primul reflex, știi? Re. O zis, frate, uitați că nu eu n-am bani, știți că eu n -am, n -am, niciodată n-am avea bani. Puțini. frate să uitați că e treaba. Eu am acasă o, o, o vacă, și au zis, acum e gestantă, trebuie să fete și, uite, după ce uh, o să fete vaca, uh, vițelul pe care uh, o să-l facă, îl cresc puțin, îl vând și toți banii îi dau la biserică. Fraților, înainte Domnului. Aleluia toți, lăviți să fie Domnul. O damă o promis că dă ceva. Acum, lunile au trecut, vițelul a venit pe lume, o lună, două, trei, și casierul tot întreba frate cum e vițelul crește, slavă Domnului, da? Vrem să vedem și noi, zice, <gângă> să-l vedem la biserică, nu vițelul, ci banii de pe el. O trecut în colună, toți s-au întrebat, deja, deja în biserică era o unde e vițelul? Vițelul, vițelul, în sus, vițelul, toată lumea întreba ăsta deja săracul, când au ajuns acasă, nevastă, ce, ai, ce faci tu, mă? Ce dai tu? Cine te-a pus pe tine, știți? La un moment dat, săracul era tulburat, era multă presiune pe el, și într-o duminică dimineața să duce omul nostru la biserică și când să intre în biserică, uh, tulburat, stresat de toți frații, era o biserică, cred că baptistă, că se cânta cântarea asta, uh, era corul și era un, o strofă care se repeta, refren, ne-ai dat celul să trăim, ne-ai dat celul să trăim, ne-ai dat celul să trăim, ne-ai dat celul să trăim. Și săracul ăsta, când a ajuns în pragul bisericii, așa, s-a enervat și s-a întors, să plec de aici, nu se mai, bă, nu se poate, chiar așa, și a intrat păstorul, îi venea de undeva întârziat, un și a zis păstor, frate, să de unde pleci? Frate, dar nu se poate, dar halul ăsta... Pe păi cum adică? Eu înțeleg acum că n-am dat încă vițelul, dar să mă cânta și cu corul, că n-am dat vițelul, zice, deci, nu se poate așa ceva, eu nu mai, eu, eu plec, eu nu mai stau în biserică asta, membru. Săracul nu asta auzea. Știți de ce vă spun lucrurile astea? Pentru că de foarte multe ori, vedeți dumneavoastră, de, de foarte multe ori noi uh, riscăm, dragii mei, să, să fim neatenți la conținutul vorbelor noastre, să nu fim atenți. Apropo, spune cuvântul lui Dumnezeu în Marcu capitolul 9, e superb textul ăsta, spune cuvântul Domnului așa, îl citesc pentru că e prea fain să -l, să -l doar să-l parafrazez. După șase zile, Marcu 9 cu 2, după șase zile Iisus a luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și a dus singur pe o parte, pe un munte înalt, muntele Tabor. Acolo s-a schimbat la față înaintea lor, hainele lui s-au făcut strălucitoare, și foarte albe de o albeață, ca, că niciun înălbitor, în Lenor, nu știu, de pe pământ, da, nu o poate da. Ilie s-a arătat împreună cu Moise și ce făcea Ilie cu Moise? Sta de vorbă cu Isus. Oameni buni, eram acolo, pe vârful muntelui Tabor, să văd tot, toată lumina aia, să-l văd pe Moise, să-l văd pe Ilie, să-l văd pe Isus stând de vorbă. Eu cred că aș fi tăcut. Cred, acum am o părere bună despre mine. Dar l-au zis pe Petru. Ăsta tot timpul trebuie să spună ceva. Uneori și bine, alteori și mai puțin bun. Auziți? Petru a luat cuvântul. Și a zis lui Isus: Învățătorule, este bine să stăm aici și să facem trei colibe. Una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Dar auziți ideea. Căci? Căci? De ce au zis asta? căci nu știa ce să zică. Atât de mare spaimă la bucase. Oameni buni, de foarte multe ori, noi în momente de revelație, noi în momente de cercetare, ne trezim că spunem lucruri care n-au nicio treabă. Oameni buni, imaginați-vă să stai într-un context în care să simți prezența lui Dumnezeu puternică și într-o dată să, te ducă gândul la colibe. Pentru că au zis, nu știa ce spune. De atât de multe ori, dragii mei, noi, noi fragmentăm, noi, noi rupem, ne rupem cumva de ceea ce se întâmplă, sunt momente uneori înălțătoare, sunt momente uneori glorioase în prezența lui Dumnezeu. Lumina lui Dumnezeu se răspândește, e un timp de și un timp de închinare, simți o efervescență extraordinară. Și dintotdeauna te trezești că zice unul, o chestie că ai aici o treabă cu asta. Biblia ne învață, ascultați-mă în această dimineață, să fi foarte atent la conținutul vorbelor tale. Pentru că în Efesem, capitolul 4, cu 29, zice, Niciun cuvânt, atenție! E vorba de conținutul vorbelor noastre. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum este nevoie să dea har celor ce-l aud. Și știți care e cauzalitatea? Pentru că noi scoatem din context, da, Biblia spune că trebuie să am grijă cum vorbesc. Dar știți ce se întâmplă? Consecința directă dacă scot un cuvânt stricat de pe gură. Și ce spune Biblia? Spune mai departe, vesetul 30, vesem 4 cu 30, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuliți pentru ziua răscumpărării. Pentru că cuvintele mele, cuvintele mele nepotrivite, Cuvintele mele, să citesc Colosem 4 cu 6, nesărate, ascultați-mă, îl întristează pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De a fi foarte atent și analizează conținutul vorbelor tale, pentru că îl poți prin ele, nu numai că nu zidești, dar ascultă-mă, poți să-l întristezi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să ne analizăm conținutul vorbelor noastre. 4. Trebuie să fii atent mai apoi la contribuția vorbelor tale. Trebuie să fii atent la contribuția vorbelor tale, adică ceea ce scote o de pe gură, ajută sau nu. Ceea ce am vorbit cu, cu omul la ieri, ceea ce am vorbit cu copiii mei, ceea ce am vorbit cu patru ori acolo la telefon ieri, o ajuta la ceva sau a fost numai pierdere de vreme? Trebuie să fii atent la contribuția vorbitoare pentru că, dragii mei, cuvintele noastre sunt ca niște pietre, spunea cineva. Cu ele putem să clădim, să zidim ceva, sau cu ele putem să aruncăm spre cineva. Pot să fie cuvinte uneori chiar bune, dar care nu fac bine într-un anumit context. Știi că uneori poți să spui cuvinte bune din Biblie, dar care nu și-au loc într-un anumit context. Proverbe 25 cu 20 spune ca unul care își scoate haina pe o zi rece sau varsă oțet pe silitră. Așa este cine cântă cântece unei inimi nenorocire. Adică pe ăla săracul doare capul, ăla e la terminat, e la pământ. Și tu mergi și vorbești numai de bucurie. Frate, bucură-te! Ăla e terminat, la distrus. trași, frate, bucură-te! Ăla zice, bă, nu mai pot, taci! Poți tot un Hristos, Domnul care te întărește. Nu mai zic gura, ciocul mic. Hai că am venit în bărbătesc, frate. Eu cred că l a ispitit. O, oh, Doamne, câte lecții trebuie să învățăm zona asta. M-am dus, mă duceam primată pe la bolnav, în minte, îi bombardam cu versete din Biblie, de încurajare, de vindecare. Domnul te vindecă. Trebuie să-mi vindece Domnul gura mea. Pentru că, ascultă, mă poți uneori să rostești cuvinte fine din Biblie, dar care nu și-au locul în contextul ăla, în situația în care este omul. Fii foarte atent, fii foarte atent. Ascultă-mă la contribuția vorbele tale. Ajută sau dărâmă vorbele tale? Creează bucurie sau frustrare? V-am zis de grupul meu de la Ștei de pe vremuri, SPI, Serviciul Pentecostal de Informații, format dintr-o șase sorori în vârstă. Aveau și timp. La pensie, ele mă informau tot ce mișc în țara asta, râu ramul, mie prieten, numai mie. Dacă să răcea unul, deja știam. Dacă strănuta unul în biserică, deja știam cine -i. Vezi că fratele a strănutat. Vezi că fratele e bolnav. ți mi minte că am folosit un frate în vârstă, văduv de vreo jumate de ani, cu grupul SPI, Serviciu Pentecostal de Informație. Și ne-am dus la fratele ăsta când era bolnav, și șeful grupului SPI m-a anunțat să iau și sticluța cu un de lemn, să nu cumva să... A, nu, nu, nu. Ne-am dus de la casă, am bătut la ușă, că săracul când ne a văzut, ferească, domnul. Mă bucurie nu a fost, era să-i cadă fața. Dar eram baston și s-a ținut în baston, bine că ne a căzut bastonul când ne a văzut. O cârjă, mă rog, și zic eu, frate, putem să intrăm. Și el ne zice, dacă tătați, nici o să fac cu voi acum foarte, eram welcome așa, deci ne-am dat seama cât eram de bine Am ajuns acolo, se minte, erau două, un apartament cu două camere, la un moment dat am așezat în prima cameră cu grupul ăsta de surori, Haleluia, Osana, nu știu ce ăsta săracu, să ținea de cap, cârjă, și la care la un moment dat zice, fraț, fraților, zice, nu mai pot, taci, taci, zice una, să nu te mai aud că vreo, uite-te la mine, zice. să nu te mai aud că zici că nu poți, cum adică? Pe păi Iisus Hristos, nu poți, ce spune Sfântul Pavel? Po totul, ciocomic, să nu te mai au că te plângi. Po totul în Hristos, Domnul care mă întărește. Aoleo, -o. S A, o zis asta. S-a fost prima rachetă care o dat-o. Mai trecut o leacă, totuși să dezmorțim că era o tensiune mare, că mai vorbea nimeni, ne uiteam unii la alții, în moment de stâng zic, totuși, frate, nu, cum ești? Ce ai, mă doare cap? ferească ți Dumnezeu, să mai zice așa ceva. Cum să te doară capul? Păi cine e capul tău? Nu-i Hristos capul! Deja s-a roșit tot. Zvâgnea în el. Cât era de bătrân, de ofilită, așa au zis, frate păstor, ai acolo sticluța cu un de lemn. Nu, da, vrei să-mi faci ungerea, dar trebuie să mă mărturisesc, acum. Au zis, bine, hai, hai, că mergem dincolo. Când se intru în cameră, o închis ușa săracu și au zis, dacă nu mă scap de ele, le -arunc pe geamă. Eu zis, în șapte, că n-aveam drăzneală. Ce să fac? Scapă-mă de ele. Te rog, în numele Domnului, scapă-mă. Și m-am dus, să dragi, uitați care-i treaba, fratele are multe de povestit. Și se va întinde. Dar noi rămânem. Nu, nu, e ok. Puteți să mergeți. Lăsați că mă descurc de aici. Frate, da, mă descurc cu mare dragoste le-am condus spre ieșire, am închis ușa, o băgat mâna apoi și înapoi. Să nu-i samu 20 să te asculte domnul ziua necazului, vezi când îi faci ungerea. Soră, stai, niște, am închis ușa, cheia. Și m-am dus la fratele în camera aia alte. Să țin minte că au fost vreo două ore, două ore jumate în care doar am tăcut și el a vorbit. Și mi-am dat seama, dragii mei, că E foarte important să fii înțelept. Că ascultă-mă, trebuie să fii atent la conținutul vorbelor tale. Contribuie la ceva? Contribuie vorbele tale la ceva? Cinci. Trebuie să fii atent la competența vorbelor tale. Ăsta e un alt filtru. Trebuie să fii atent mai apoi la competența vorbelor tale. Adică vreau să vă spun foarte simplu principiul ăsta. Iisus l-a enunțat la un moment dat. Învățătorule, zi la fratele meu să împartă moștenirea care la mama, la tată, în fine, îi partaj cu avocat, cu... Și-a zis Iisus așa foarte simplu. Mă, cine m-a pus pe mine judecător? Cine m-a pus? Dar pe tine cine te-a pus? Că tu dai dreptate pe Facebook, tu știi cine, când, cum, tu știi cum e cu Putin, tu știi care e cu oculta mondială, tu știi cum e cu vaccin, tu știi pe toate. Cine te-a pus pe tine și pe mine să ne dăm cu părerea despre toate? De ce, de ce, trebuie să ai o opinie în dreptul unui lucru asupra care nu ai responsabilitate? Adică dacă nu, nu ai o responsabilitate directă și competență, de ce trebuie să ai o opinie neapărat? Dați-mi voi să vă spun câteva lucruri. De exemplu, trebuie să fii, spun, atent la competența. Mă, te pricep la ceea ce spui. Dintr-o dată, ascultați-mă, nu numai, uh, 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 din to la noi toată lumea din sat, țin minte, erau specialiști în medicină. Bă, cum strănutai știa, a, tu trebuie să iei o spamox de ăla, tu trebuie să iei parazolam sau nu știu ce, tu trebuie să, ce, sale? -aveam ce. Tu trebuie să iei ce e salea, habar n-aveam ce. Tu trebuie să iei din ăla uh, bilobil, țin minte, la un moment dat mi-a dat cineva, uh, uh, am simțit că nu prea aveam cu tensiunea și mi-a dat, țin minte, ceva bilobil, nu sunt nicioală. Dom'le, era să mi pleznească capilarele și m-am luat și după farmacista satului. Toată lumea e specialistă. Dom'le, noi știm cum e cu vaccinul. E, stai mai, eu ce BioNTech și cu Moderna? Stai să vezi, când să, ăsta al nostru, care este tot tot zoa, șapte ani o stat la OTV în fiecare noapte cu Elodia, el știe și unde e Elodia. E competent în domeniu. El știe cu Băsescu, el știe cu Flota, el știe cu Iohannis, câte case are pe lângă alea șase. Uh, el știe toate. Deci, și dintr-o dată, toată lumea e specialistă. Toți, toți sunt specialiști. Oameni buni, de când atâta competență? Și ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu? Că trebuie să fii atent la competența vorbelor tale. Adică îți dau sfaturi medicale, bun, tratamente din alea, fii atent, vezi că dacă iei ăla cu ăla, combinația aia, vezi că la mine funcționează. Da mă, de la tine, tu ai ADN-ul ăla, tu ai uh, 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 metabolismul, dar la mine nu merge. Sfaturi financiare. Toți, toți sunt specialiști. În... Băi, eu dar ateori toată viața de specialiști în finanțe. Ei, ei, ei spun ție cum trebuie să, să, să faci, în ce să investești, bagă-te acum cu criptomonedele, să vezi, acum, ascultă-mă, o fost și prorocie, bagă tare. Ai competență în zona asta? Sfaturi biblice. Sfaturi biblice. 2 Petru, capitolul 3, cu 15. Să credeți că în delunga răbdarea Domnului povestește Petru nostru este mântuire, cum va scrie și preobitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui. Ca în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea, în ele sunt unele cum? Greu, dar la nu nimic a greu, frate. Dom'le, orice, orice din Biblie știu să-ți explice. Orice, la ei nimic nu-i greu. Și spune totuși aici că sunt unele lucruri greu de înțeles pe care cei neștiutori și nestatornici ce fac? le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Problema este că te pierzi și tu. Sunt atâția oameni care, 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 care se, 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 dau mari teologi, care se dau, ascultați-mă, habar n-au. Habar n-au unele lucruri elementare din Scriptură, dar ești mari interpreți. Dom'le, ăștia, orice îi întreb, știu. Trebuie să fii foarte atent, ascultați-mă, trebuie să fii foarte atent la competența. Nu mai vorbesc de ăștia care te învață cum să crești copiii, cum să le hrănești, cum să se alimentezi. Toată lumea, toată lumea e specialistă la orice. Vorba luțuția despre primul nostru președinte, aflatul întreabă e metoda lui de lucru. Ne aflăm în Fără să avem nicio competență. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Dacă dai un sfat greșit și nu ai competență în domeniul cuiva și omul ăla suferă, vreau să spun ceva. Să te ferească Dumnezeu. Șase. Trebuie să fii atent nu doar la competență, adică te pricep sau nu. Ai habar despre ce vorbești. Că dacă vorbești mult, poți să pari mari specialist. Șase. Trebuie să fii atent mai apoi la controlul vorbelor tale. Trebuie să fii atent la controlul vorbelor tale decât te poți controla. Am văzut că cantitatea e o problemă, conținutul. Uh, am văzut, dragii mei, competența, dar ascultă-mă, uh, poți să te controlezi. Ai puterea aceasta să-ți controlezi vorbele. Pentru că, dragi mei, tăcerea, tot vorba românilor este cum? De aur, nu? Samul 39 cu 1, ziceam, voi vegea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba, îmi voi pune fruguri cât va sta celor rău înaintea mea. Am stat mut în tăcere, am tăcut măcar că eram nenorocit și totuși durerea mea nu era mai puțin mare. Poți să taci? Poți să te controlezi? Reușești să te controlezi când ăla rău e înaintea ta, când te ispitește, când te provoacă, când abia așteaptă, bagă bățul prin gar să te provoace sau sari imediat, ești un vulcan, Vezuviu. Abia așteaptă să te provoace și diavolul tocmai asta face. Care-i sfatul aici legat de control? Eclesiastul, capitolul 5, cu versetul 1. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie mai bine ce să faci. Să? Asculți, decât să vorbești. Ascultarea primează în fața vorbirii. Ascultarea primează, dragii mei, în fața vorbirii. În Iacov, capitolul 1, cu versetul 19, spune Știți bine lucrul acesta, preobiți? Noi îl știm, dar nu prea-l aplicăm. Orice om trebuie să fie cum? Grabnic la ce? Ascultare, în cel la vorbire și să la mânie. Dar ascultați-mă. E o diferență între a asculta și a aștepta să-ți vină rândul să vorbești. E o mare diferență între a asculta pe cineva sau a aștepta să-ți vină rândul să vorbești. Caz ipotetic, desprins din lumea reală. El și cu ea, certați. De la mobilă, de la culoarea mașinii, de la haine, de la shopping, de la vacanță în care trebuie să. Nu știu. Supărări. Uh, și dintr-o dată stai de vorbă cu ei și nu să-l. Uh, Taști, ba nu, stai, stai, bă, dar nu mă mai întrerupe, dar. Și spun, hei, oameni bun. Când celălalt vorbește, tu acum. Uite, acum tu taci, el vorbește, după aia el tace și tu vorbești. Corect? Corect. Convenție? Bate în palma. Ok, până aici ne-am ajuns. Și fiți atenți. Începe ea să vorbească și el pe telefon. Mhm, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Am tăcut, am tăcut, am tăcut, am tăcut. Uh -huh, uh -huh. Și tace mă. Reușește, 5 minute nu mai zice nimic. Dar mă nu a ascultat nimic din tot ce a spus ea. Și ce a făcut doar? Doar o aștepta să-i vină rândul și când începe el, 15 minute. Și după aia o provoacă pe ea, că ea e capabilă de pe în plus. Oi, oi, oi. E o mare diferență între asculta sau. Nu aștept să vorbesc eu. Da. Și aștept să vorbesc. Oare ascultăm? Știți care e problema debitului verbal? Vorbelor multe, conținutului lor. Eclesiastul 5 cu 2 ne dă, ne dă un răspuns clar. Nu te grăbi să deschizi gura și atenție, deschizi gura, dar cine zrostește? rostește Desgurați-o deschizi. Da, din punct de vedere, nu știu, auditiv, e la nivelul gurii, da, corzilor vocale. Dar să nu-ți rostească cine? Inima. Acolo e baiul. Așa că dacă vrei să. Ascultă-mă, dacă vrei ca să-ți controlezi vorbele, trebuie să cercetezi inima. Pentru că de acolo vin toate. Din inima noastră. Matei, capitolul 12, cu 34, pui de năpârci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi, căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din viseria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din viseria rea a inimii lui. ce în inimă, scos pe gura. Așa că să nu mai sfințim mitul, are o gură rea, dar o inima așa de bună. Gura strică, nu, no, nu, no, inima-i baiu. Șapte. Trebuie să fii atent la consecințele vorbelor tale. Trebuie să fii atent la consecințele vorbelor tale. Pentru că spune aici în versetul 6, dragii mei, nu lăsa gura să te bage în păcat. Vorbe multe, păcate multe. Gura, ascultă-mă, vorbitul în exces, faptul că nu îți analizezi conținutul, faptul că nu filtrezi, faptul că nu cântărești, faptul că rostești, că turui, că zici toată ziua și tu dai cu părerea despre toate. Ascultați-mă, Biblia spune, vorbă multă, e cu neputință să nu păcătuiești, dar ascultă-mă, gura asta te bagă în păcat, îți creează probleme. Problema, dragii mei, și care este? Că vine o pedeapsă. Matei, capitolul 12, cu 36. Oare când înțelegem aspectele astea? Vă spun că în ziua judecății, Vă spun că în ziua judecății, spune Mântuitorul, oamenii vor da socoteală. De ce? De ce? De orice cuvânt nefolositor pe care le vor fi rostit, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Citim versetul ăsta, trecem păstele cu ușurință, vom da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor ne -ne pe care vom fi rostit. Nu s sunt niciodată că eram undeva într-o biserică în urmă cu ceva timp. Și a venit un frate din ăsta care face har. Știți că sunt care au har și unii fac har. O mare diferență. Urlă, strigă, știe să zică ceva și imediat face harul. Fă de har, deci. Sunt unii care au har și unii, un, -de deci. -unii, unii care fac har. Cu ghilimele de rigoare. Și a venit un era o seară de rugăciuni într-un context de rugăciune și a venit ăla la învon. Bă, fraților, astăzi rugăciuni? Aici ce -i... o, suntem pocăiți, sau nu mai suntem. Și a început. Bă, fraților, nu există, vreau să ne rugăm. Eu cred că Domnul vindecă cancer de toate. Acum nu mai există, proclamă numele Lui Iisus, vindecați toți, eliberați. Niciunul, nu există așa ceva. Domnul te vindecă. Pe primul rând, era o femeie a cărui soț morise de două luni de zile de cancer la 43 de ani. Am văzut-o cum bagă capul în pământ și plânge. Eu am știut că s-a rugat ea și că s-a rugat toată biserica pentru cazul ăla. Și am știut viața acelui om, o viață extraordinară. Nu există, fraților, nu există cancer, Domnul vindecă, tot, tot, tot amin, pe pe mine, domnul, așa, eu nu cred, eu nu, da, da, nu, nu, orice veți cere. Ai, o făcut el, har, 10 minute. Să se roage, frații. S-a terminat părtășia deja am fost tulburat, am ajuns la masă undeva. Mulțumesc, Domnului că am fost pocăit și m-am putut abține. Pentru că am văzut o chestie de care mi-a fost grață. Fratele nostru la masă, dintr-o dată, după 10 minute, zice, da, n-aveți apă. Era sucul pe masă, n-aveți niște apă. Ba da, zice, pe cum să nu? Și-au dus un par cu apă. Și văd că scoate așa, discret, frumos, niște medicamente. Și zice către altul, diabetul. Diabetul. Ăsta nu-l vindecă domnul, dar cancerul îl vindecă. Câtă nerușinare. Câtă bătaie de șoc. Să vii să le spui altora despre cum că și el crede și 15 minute după aia la masă el bagă... Trei pastile pe diabet și pe tensiune. Există consecințe ale vorbirii noastre. Există consecințe ale vorbirii noastre. Și închei spunându-vă că trebuie să fii atent la concretizarea vorbirilor tale trebuie să fii atent la concretizarea vorbelor tale. Neclesiastul 5:4 spune aici cuvântul Domnului, dacă ai făcut o jurință lui Dumnezeu, dacă ți-o ieșit de pe gură, porumbelul, Aci. Dacă ai rostit ceva înainte lui Dumnezeu, dacă ai promis ceva înainte lui Dumnezeu, nu să bovi ce să faci. Să o împlinești. Pentru că cu Dumnezeu nu-i de glumă. În Iacov, capitolul 1, cu versetul 26, spune că dacă crede cineva, dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează, ce? Nu își înfrânează limba, cum îi pocăința lui? Și își înșală inima. Religia unui astfel de om este dădarnică. Palabra, cum zic spanioli, sper că cei care ați trecut prin 7-8 sezoane de telenovele să mă corectați. religia curată și neîntinată înainte lui Dumnezeu nu-i să vorbești. E să cercetăm pe orfan, să faci ceva, pe văduve, necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Asta e religia plăcutului Dumnezeu. Să taci mai mult și să faci. Să taci mai mult și să faci mai mult. Vorbe multe vorbe fără rost, multe cuvinte rostite, multe cuvinte spuse, câte din ele împlinite. Pentru că Biblia spune că asta e jertfa nebunilor. Să vorbești într-una despre Dumnezeu, să zici toată ziua despre cu tare, cu tare lucru și să nu faci nimic. Domnul să ne păzească de asta. Cât ai promis lui Dumnezeu? cât i-ai spus lui Dumnezeu? De cât i la spus lui Dumnezeu, Doamne, mă apuc, fac? Mai ești atent la conținutul vorbilor tale, la ceea ce ai spus? Crezi că 700.000 de mii de cuvinte debitul contează? That's